Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală, Zodia Săgetător, astăzi vom face Săgetător pentru săptămâna 25-31 decembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept, vă mulțumesc și să vedem un mesaj de la Univers pentru voi să începem cu această ghidare angelică pentru săgetător săptămâna 25-31 decembrie. Grația cea tainică a Arhanghelului Mihail, ești alesul și protejatul meu. Ai atins o realizare considerabilă pe calea eroului spiritual și meriți să te bucuri necondiționat de starea de invincibilitate divină. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Dragilor, îl aveți pe Arhanghelul Mihail în această săptămână, este cartea numărul 46, 4 plus 6 fac 10, este 1, este un deschizător de drumuri, este o realizare considerabilă, spirituală. Mergi spre, spre o evoluție spirituală desăvârșită și meriți să te bucuri necondiționat de starea ta de invincibilitate. Haideți să vedem! pentru săptămâna 25, 31 decembrie, săgetător, ce vine către tine, o ghidare și o protecție mare în această săptămână. Aveți ușa către romanță, acțiune, calea templului, chakra numărul 7, abundență binecuvântată și o ostilitate la capătul setului de cărți, călătoria, dragilor. Voi aici plecați, sunteți ghidați corect de Arhanghelul Mihail, sunteți protejați, aveți protecție, aveți unitate. Aici este cartea acțiunii. Universul vă îndeamnă să ieșiți din ostilități, din răutăți, din lucruri care vă aduc într-o vibrație joasă și vă țin acolo. Aici începeți călătoria sufletului vostru. După se vede chakra numărul 4, chakra inimii. Deschideți inima, canalul abundenței, dragilor, pentru că primiți această ghidare corectă să începeți această călătorie a sufletului vostru, care la final va fi încununată de succes, calea templului, o evoluție spirituală, o, un lucru nimic nu vă poate atinge în această săptămână de joasă vibrație. Sunteți protejați, sunteți aleși de acest arhanghel să vă bucurați de protecția lui. Citirea începe cu ușa către romanță, începe cu deschiderea inimii spre iubire. Săgetătorii încep să iubească din nou în această săptămână și fac lucruri în acest sens, primesc iubire se lasă iubiți, oferă iubire și merg către o abundență infinită. Aici aveți chakra numărul 7. Aveți conectarea la conștiința colectivă cu întreg universul. Este o conștiință, o înțelepciune, o claritate asupra voastră, asupra a tot ceea ce sunteți voi. Iubirea este un sentiment plăcut, are o vibrație înaltă. Începeți călătoria sufletului vostru deschizându-vă această dorință de iubire și faceți ca lucrurile să se întâmple, dragilor, în această săptămână. Luați acțiune, faceți lucruri în acest sens. Dați curs unei invitații, invitați pe cineva, mergeți către un vis aici, către. O iubire. Sunteți ghidați corect, sunteți protejați indiferent de ce vă propuneți în această săptămână. Toate lucrurile ies bine. Ieșiți din aceste ostilități aici. Ați fost persoane care ați fost fripte, v-ați ars, ați făcut ceva. Ori ați fost trădați, ori ați fost persoane care v-ați închis această chakra a inimii, este timpul să o redeschideți în această săptămână sub protecția corectă a Arhanghelului Mihail. Aici aveți un rege de cupe, o persoană iubitoare care se îndreaptă către voi, are o cupă mare de oferit această persoană, este plină cu iubire, cu compasiune, cu înțelegere, cu tot ce este mai frumos. Rac, scorpion sau pești, poate fi o persoană din cercul vostru de prieteni sau de la serviciu, multă iubire și regele și regina de cupe, un cuplu predestinat, un cuplu frumos, două suflete pereche care se întâlnesc în această săptămână. Spre acest lucru sunteți ghidați, dragilor, să lăsați în urmă partea materială și să mergeți să vă reinventați partea sufletului, iubirea. Aici, în această săptămână, ieșiți dintr-un blocaj, aceste ostilități v-au adus într-un blocaj, într-un spânzurat. Ieșiți, Începeți călătoria și luați acțiune în această săptămână. Mergeți către împlinirea voastră la capătul setului de cărți. Aveți călătoria și magicianul. Puteți manifesta tot ce vă doriți. Aici văd un cuplu divin, iubitor, empatic, un cuplu care se potrivește perfect. Este abundență, este iubire, este înțelegere. Aici este o persoană rănită și această sirenă îi acordă iubirea, cu multă iubire vindecă această persoană rănită. O persoană grijulie, empatică, suportivă vine către voi și vine cu o încântare, vine cu o magie, o săptămână magică în care iubirea plutește în aer. Iubirea este la ea acasă, aici au fost multe lucruri grele pe care le-ați tot ținut, ați blocat aici ceacra inimii. Acum o deblocați, dragilor, pentru că este momentul și aveți ghidaj corect. Haideți să vedem din zaruri ce... Vă spun zarurile în această săptămână magică, da, o persoană răutăcioasă acolo, ostilitățile care v-a adus un blocaj, începeți să vă puneți întrebările corecte și veți descoperi tot ce a fost ascuns față de voi până acum. Vă detașați, dragilor, aveți intuiția corectă, intuiți bine, știți despre ce este vorba și echilibrați întreaga voastră viață, pentru că voi aici aveți o pasiune spre care vă îndreptați. Aveți un lucru frumos pe care îl doriți acum în viața voastră, în sufletul vostru, în casa voastră, vreți să fie pace, armonie, iubire. Aici este multă pasiune care se îndreaptă către voi de departe, poate veni de oriunde. Puteți întâlni oriunde această persoană, este o magie, o minune care se întâmplă acum pentru voi. Aici vă vine o idee genială și găsiți cheia spre succes sau această persoană care vine către voi găsește cheia la inima voastră pentru că aici citirea începe cu această carte a ușii către romanță este o inimă închisă într-o colivie dar cheia este pusă în cui această persoană va găsi cheia, va găsi calea către voi Către inima voastră, o persoană frumoasă, o săptămână binecuvântată, bună, benefică pentru săgetători. Este o magie, o echilibrare a vieții voastre. Se închide un ciclu, se închide o durere, se închide o răutate a cuiva și vă îndreptați către ceva miraculos, o temperanță. Ați avut răbdare mult aici până. Ați lăsat inima deschisă, aici ușa la colivie s-a deschis, mai trebuie să ia această persoană cheia din cui și să deschidă această inimă, iar cheia a găsit-o o persoană, poate fi acest rege de cupe, poate fi această persoană care este pasională, este empatică, este bună, este o magie. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână și doriți să-i găsiți un răspuns, haideți să vedem, dragilor. Aici vă va fi revelat un adevăr, un secret despre o persoană ostilă. Poate nu ați știut nimic despre această persoană. Această persoană a fost uh, cheia ținerii voastre în acest blocaj. Dacă ați simțit o goliciune a sufletului, dacă nu ați fost așa cum v-ați dorit, voi această persoană a fost... Uh, Responsabilă cu ținerea voastră. În acest moment aveți ghidaj divin, să vă îndreptați către o persoană plăcută sufletului vostru și veți face ca lucrurile să meargă bine în această săptămână. Dacă aveți o întrebare, haideți să-i găsim și un răspuns. Aici este un nu hotărât și iertare. Voi știți: nu trebuie să iertați această persoană sau nu trebuie să-i mai acordați o șansă dacă v-ați pus o întrebare despre o persoană, răspunsul este nu, întâi trebuie să iertați ca să puteți să mergeți mai departe, trebuie să acceptați situația pentru că o mare, mare schimbare vine în viața voastră. Orice v-ați fi întrebat, există acolo în univers ceva mult mai bun pentru voi care vine acum către voi. Este o magie, cum am spus, o situație care se schimbă de la o clipă la alta, dintr-un blocaj în ceva magic, în ceva frumos. Multă iubire pentru săgetători în această săptămână. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură, vă doresc Crăciun fericit, să ne auzim cu bine. Vă pup, pa, pa!